Bun găsit, doamnelor și domnilor iubitori ai fotbalului, iată-ne din nou la o transmisie a unei partide, Liga 4-a, suntem în cea de-a 13-a etapă, antipenultima, așadar doar două jocuri. În afară de acestea, am rămas până la finalul campionatului, turului Ligii a 4-a cu Nedoara, ediția 2014-2015. Astăzi o partidă cu o conotație interesantă, dacă vreți, comparând cu situația de anul trecut, când se disputa atunci un derby între primele clasate, Retezatul Hațeg și Hercules Lupeni, în ceea ce privește poziția de clasare, pe Hercules Lupeni urcată în locul în clasament față de Retezatul Hațeg, care ocupă ultima poziție a clasamentului. Din clipă în clipă, arbitrul Devean Florin Anca, care este ajutat la cele două linii de Claudiu Doarvaș din Mintia și Tiberiu Hoidu din Deva, va da startul partidei. Cornel Mihăescu din Deva este observatorul din partea Asociației Județene de Fotbal și în acest moment, iată, deci start. Retezatul Hațeg cu Nelu Gavriluț trimite în teren următoarea echipă. Cosmin Danciu joacă în poartă, Rafa Pițigoi, Poenar, Dolan, Dăncesc în apărare, Danciu, Lăslău, Ciorea, Ciorei și Ardelean cu Susan în atac. Iată deci un 11 total necunoscut față de sezonul trecut. Echipa de la Hațeg evoluează în echipament albastru. De cealaltă parte, roșu complet, Dan Voi cu antrenor, a trimis pe Dorin Morar în poartă, Cioroia, Curtean, Marius Dumitrescu și Adi Crișan, fundaș, de la mijloc, Harangozo 2, Alexandru Cojucaru, Filip și Harangozo 1, un atac moldovan, Remus și Soare. Observăm absența lui Ciocârlan, capitanul echipei, suspendat o etapă. Puține rezerve pe ambele bănci, la gazde portarul Furdoi, jucătorii de câmp Petrean, Mituca și Sterp, iar la Hercules Lupeni portarul Cioinigel, un junior, Bursuc, Marius Pop și Gârdav. Și pentru că tot am făcut vorbire despre junior, să spunem că la junior Hercules Lupeni a învins cu 4-2 în final, deși a condus cu 2-1. Așadar, Retezatul Hațeg, Hercules Lupeni, vă spuneam, o partidă care nu știu cât de interesantă se anunță prin disproporțiile dintre cele două echipe. Hercules Lupeni ocupă locul întâi cu 9 victorii și doar 2 înfrângeri, având și un golaveraj bun, 22-11, 27 de puncte, în timp ce Retezatul Hațeg are un singur punct, 10 înfrângeri, doar 3 goluri marcate și 33 primite, la mare distanță. Iată, A fost o încercare de atac a celor de la Hațeg, însă portarul Dorin Moral a rezolvat acest balon. Degaj, a rugat foarte puțin spectator, dacă sunt în jur de 40-50 de oameni veniți la acest meci, iată, dezinteres total pentru fotbal la Hațeg. De fapt, nici anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte, cel puțin la meciul dintre Hațeg și Hercules, spectatorii au fost destul de puțini. Soare era cât pe acest să-l păcălească pe Pițigoi. Este unul din cei mai experimentați jucători ai echipei de la Hațeg. De fapt, au mai rămas cam vreo 2-3 de anul trecut. Susan, Pițigoi și Pițigoi, de fapt, adus în acest an și veteranul Laslău. În rest, o echipă tânără, majoritatea formată din jucători. E adevărat că meciul pare ușor pentru Lupeneni, dar s-au mai văzut cazuri chiar cu Hercules Lupeni, când a fost dominată pe teren propriu la multe momente ale meciurilor cu Inter Petrila sau Minerul Lucan, ca să nu mai spunem de partida cu Jiul Petroșan, să nu mai spunem de partida cu CS Vulcan, pe care au pierdut-o surprinzător pe teren propriu. O degajare lungă a fost a lui Laslău, respinge Dumitrescu până la Harangozo 2, a încercat o deschidere, însă balonul protejat de Poenar ajunge în brațele lui Cosmin Crișan. Celălalt Crișan din echipa de la Lupeni este fundașul stângă, care anul trecut a jucat pentru Retezatul Hațeg. O lansare lungă acolo. Continue.
Iată, au ieșit cei de la Lupen din apărare, a încercat acolo degajare lungă a lui Gică Crișan, l-a angajat pe Remus Moldovan, titular în meciul de astăzi. Centrare până la soare, balonul ajunge la Harangozo 1, șut, însă departe de poarta lui Cosmin Crișan. A fost o fază de atac, însă nu prea elaborată din partea celor două linii, mediană și ofensivă a echipei de la Lupen. Reamintesc, 0-0, au trecut 4 minute din această primă repriză în care cel mai frumos amănunt este, după părerea mea, vremea aici în Țara Hațegului, o vreme superbă de toamnă, un mijloc de noiembrie care seamănă mai degrabă cu un mijloc de mai, poate, hai să zicem, sfârșit de aprilie. Ok. Vor repune Hațeganii. A fost Dolan acolo. Încearcă Ciorei să pe partea stângă. Până acum Ciorei și Ciorâia. Iată o asemănare de nume între cei doi care au luptat la baionetă. Ciorei de la Gazde, Ciorâia de la Oaspeți. Curtean va degaja. Soare ușor discret împins, așa este, arbitrul Anca a văzut infracțiunea și o lovitură liberă perpendiculară de la vreo 45 de metri pe poarta lui Cosmin Crișan. Sigur că Hercules Lupen își dorește victoria pentru a-și păstra poziția în clasament și cele două puncte avans față de Cetate Deva, indiferent de rezultatul pe care echipa de la Deva ar obține astăzi. Din nou încearcă Hațegani, un contraatac foarte bună, centrare, balonul se îndreaptă spre Ardelean, însă iese în afara terenului de joc și roșii de la Lupeni vor repune. Ca un fapt de stat, un element de statistică, trebuie să vă spun că este a cincea întâlnire între cele două echipe. Niciodată echipa de la Lupeni nu a reușit victoria în fața Hațeganilor în cele două campionate jucate la nivelul Ligii a 4-a în anul 2013-2014. A fost în tur 2-0 aici la Hațeg pentru retezatul. Șaucă și Cala i-au marcat atunci. Iar în retur la Lupen scorul a fost de 0-0 în sezonul trecut. Retezatul Hațeg a învins cu 3-1 la Lupen. Suba a marcat atunci pentru în primul campionat pentru Lupenen, iar Ișvan, Calai și Pușcă au punctat pentru Hațegani. În retur, retezatul Hațeg a învins Hercules Lupen cu 5-0. Asta se întâmpla în primul campionat 2012-2013, iar celelalte două rezultate despre care vă spuneam, 0-0 la Lupen și 2-0 pentru Hațegani la Hațeg în sezonul trecut. Așadar, 3 victorii și un meci egal, superioritate statistică netă în favoarea Hațeganilor. Soare acum scapă, se știe că are un fuleu foarte bun, scapă singur pe partea dreaptă, însă putem nota prima ocazie, razant a trimis spre lângă butul drept al lui Cosmin Crișan. Adrian Soare, fostul component, timp de 4 sezoane a jucat la Universitatea Petroșani, el este un produs al Jiului, dar acum la 29 de ani, Adrian Soare a preferat să rămână la acest nivel de Liga 4, așa cum spuneam, în ultimii 4 ani la Universitatea Petroșani, iar din acest sezon sub culorile celor de la Lupeni. Foarte frumoasă pasa lui Filip, golgeterul echipei de la Lupeni, l-a găsit liber pe micuțul Cioruia, cel mai vârstnic jucător al echipei oaspete, are 37 de ani, a reușit o centrare, însă un portar destul de înalt, văd la Hațeg, Cosmin Crișan cu priză la balon, a reușit să prindă această minge, a degajat-o, încearcă să facă un stop. Dăncesc l-a angajat pe Ardelean, însă sub protecția lui Dumitrescu, balonul iese în aut de poartă, așa cum indică arbitrul Tiberiu Haidu din Deva, tușierul de pe partea tribunei. O tribună care nu mai are acoperișul de anul trecut, se știe că din cauza unei furtuni din 2000 scapă Moldovan și înscrie
înscrie fără niciun fel de probleme. Rere, moldovan, iată primul gol al meciului, au scăpat. Deci după ocazia lui Soare, moldovan deschide scorul. În minutul 10, așadar 0-1. Aș spune oarecum o rezultat firesc. O ocazie a avut Lupeniul la cea de-a doua, a punctat și este 1-0 pentru Hercules. Dorin Morar la balon, unul din cei mai tineri jucători de pe teren, portarul echipei de la Hercules. Repet, formația de la ASEG aliniază astăzi o echipă tânără cu mulți jucători de 17-18 ani. Este o politică a celor care conduc echipa de aici de la ASEG, o echipă care are și un nou președinte în persoana lui Doru Genciu, am înțeles, un om foarte aproape de fotbal, foarte cu mult suflet, dar desigur îți mai trebuie și altele în afară de pasiune și suflet. A încercat acolo o angajare, bine, a trimis cu capul. A doua oară se întâlnește cu balonul în câteva secunde. Fundașul dreapta, Rafa, numărul 80, urcat în atac. Adrian Soare încearcă să-l depășească pe la Slău. Un duel acolo între veterani, la Slău și Soare. Fault Hațegan și Hercules Lupeni, care pare că nu forțează astăzi. Ea știe totuși, își cunoaște evident potențialul și dimensiunile. Crișan. O centrare, însă fostul jucător al Hațegului a trimis un balon prea tare pe care Harangozo 1, Alexandru Harangozo, nu l-a mai ajuns. 12 minute au trecut din această primă repriză. Retezatul Hercules Lupeni 0-1. Și foarte frumos a reușit Harangozo 2, angajare spre fratele său, Harangozo 1, Filip, Harangozo 1, a respins Poenar și o talpă pusă acolo de un jucător lupenean, corectă decizia lui Florin Anca, va executa Pițigoi. La Slău, echipa din Hațeg nu are curajul să iese de acolo din spate. Văd că se joacă numai în spate. Apărătorii hațegani nu și asumă riscul de a... Iată o altă greșeală a apărării. Și cât pe acica moldovan să înscrie al doilea său gol, a respins portarul Cosmin Crișan, nu avea altă soluție. Scorul rămâne în continuare 0-0. Din nou Hațegan încearcă să își pună echipa în forță ofensivă. S-a descurcat bine acolo Dolan. Foarte frumos. Iată o angajare, însă o minge pe care nu o mai ajunge, din păcate, Danciu pentru el și echipa sa. Portarul Dorin Morar, o degajare bună dincolo de centrul terenului, balon interceptat de la Slău. Nu, da, din nou angajare, însă din nou Dorin Morar la limita careului de 16 metri intervine Aerian câștigând acest duel. Iată o altă degajare lungă a portarului Morar. Marian Filip, unul din cei mai tehnici jucători a echipei oaspete, o minge îndreptată spre Remus Moldovan, dar out la indicația
arbitrului Claudiu Doarvaș. Din nou un balon, un duel câștigat de Ciorâia, acolo tot așa la baionetă în fața lui Rafa. Harangozodoi a încercat să intre posesia balonului, dar acolo a imitat mingea în out și în tribună am remarcat și prezența lui Marinel Feder, unul dintre finanțatorii din sezonul trecut, din ultimele două sezoane, de fapt, echipei ațegane, care îmi spunea înainte de meci că este extrem de dezamăgit. Îmi spunea că este extrem de dezamăgit pentru modul în care echipa retezatul Hațeg a tratat meciul de baraj din ediția trecută, în care ar fi existat și ceva suspiciuni. Iată o ocazie, Harangozo, moldovan, ce bâlbâială atacantului de la Lupeni în minutul 15. Iată, în două minute, Remus Moldovan are două mari ocazii. Aici. Are două mari ocazii de a marca. Scorul rămâne 1-0 pentru Hercules. Vă reamintesc, Rere Moldovan, minutul 10. Gol frumos din acțiune. O ezitare acolo a lui Curtean, nici Morar nu reușește mai mult și până la urmă bâlba este rezolvată de apărătorul Curtean, care nu s-a înțeles acolo cu portarul Morar. În fine, una din puținele, să zic așa, reușite pe nereușita echipei de la Lupeni, reușita a formației hațegane. Și până la urmă tot ce e de la Hațeg rămână puțin balon la Slău, schimbă cu Dăncesc. Au preluat lupenenii angajare pentru Remus Moldovan, să vedem dacă va câștiga această cursă. Deocamdată a temperat puțin elanul mingii. Centrare unde așteaptă doi jucători. Ce gafă acolo, ce luptă, luptă hațegan. Harangozo, Harangozo 1, discret faultat de Dăncesc și Alexandru Harangozo beneficiază de o lovitură liberă acordată de arbitrul Florin Anca din Deva. O poziție bună de centrare. Alexandru Harangozo, nu, celălalt, Andrei Harangozo. Andrei Harangozo a marcat 3 goluri în acest campionat. Foarte bună centrarea, însă balonul depășește și pe portarul Cosmin Crișan, dar și a venit la cap acolo Curtean. Și dacă tot vom vorbi despre marcatori, iată că echipa de la Lupeni îl are ca lider pe Marian Filip cu 8 goluri, urmat de Soare cu 6 goluri, Alexandru Harangozo 3 goluri, la fel ca și fratele său Andrei. Și câte un gol au Rere Moldovan, Marius Dumitrescu și Alexandru Cojocaru. De cealaltă parte, hațeganii, un antirecord, dacă vreți așa să denumim postura lor, doar 3 goluri, 3 jucători, Susan Pițigoi și autogolul lui Raboș de la Universitatea Petroșani. Deci, practic, din 3 goluri, hațeganii doar 2 le-au marcat, unul a fost făcut cadou de fundașul Universității Petroșani. Soare, out, indică arbitrul Haidu de la margine. Hațegan încearcă să iese din atac prin Dăncesc, Crișan și intervenția lui Marius Dumitrescu, out, va executa Dăncesc, jucătorul cu numărul 10. Spuneam că cratezatul Hațeg practic în acest campionat și-a încropit echipa. Și în acest sens aș putea să spun că ce mare este distanța de la ce se întâmpla în urmă cu un an, doi, când echipa din 2014 termina pe locul întâi cu o grupare în care evoluau Andrei Tonca,
Adi Câmpean, Pușcă, Calai, Simoneac, Șaucă, Perșe, Silviu Boloș, Ovidiu Popesc, Duma sau Pribac, iată că, antrenor fiind atunci Flaviu Itul, iată că s-a ales praful de acea echipă care a ratat barajul de promovare. Vă reamintesc 0-2 cu UTA Bătrâna Doamnă în meciul de la Lugoș. Adi Soare, foarte tehnic, dar s-a cam complicat acolo și duelul a fost câștigat de Ciorei. O minge aruncată aiurea de apărătorii de la Ațeg și Marius Dumitrescu rezolvă acum. Ciorâi a preluat. Trimite până la Filip. Destul de discret până acum Filip. Un picior sănătos pus acolo de Curtean și Cosmin Crișan, portarul de la Ațeg, intră în posesia balonului. Vă spuneam că n-a mai rămas nimic din echipa hațegană. Apropo de, iată că dacă echipa de la Lupeni rămâne în continuare în al patrulea sezon finanțată de cuplul Hațegan-Baraghin, celălalt președinte, Marin Feder de la Ațeg, a încercat un gol exact precum Paul Pap aseară în meciul România-Irlanda de Nord, dar Marinel Feder este în tribună ca simplu spectator, având regretele unei echipe de anul trecut. Dacă cei doi, actualul președinte și finanțator al Lupenului și fostul între Feder, se află o distanță în tribună doar de 5-6 metri, iată că în clasament distanța este enormă între Hercule și Lupen. Vă reamintesc 27 de puncte și retezatul Ațe cu un singur punct. O disproporție enormă între cele două echipe. Andrei Crișan, o diagonală bună spre Soare. O să mai puțin reușit stopul, a pierdut câțiva metri, până la urmă a reușit să rămână în poziția balonului. Pasează în spate. Vă reamintesc, dacă astăzi Hercules Lupeni învinge, este pentru prima oară în întâlnirile directe în când echipa din Lupeni ar câștiga un meci, celelalte patru fiind un egal și trei victorii hațegane în campionatele anterioare, dintre care unul chiar la scor. Mi-aduc aminte în sezonul 2012-2013, atunci la Hațeg gazdele au învins cu 5-0. Soare, moldovan angajat, nu, Ciorâia, scuzați-mă. Din nou a încercat Soare, însă a uitat în poziția balonului. Hațegan încearcă Ciorei, însă Curtean și Dumitrescu sunt la datorie și resping un atac hațegan. Apropiem de minutul 25 al partidei, retezatul Hercules 0-1, repet, cu senzația că echipa de la Lupeni joacă economic. Ea este evident conștientă de faptul că diferența de valoare este enormă, dar v-am spus, în partidele cu Petrila, Jiul și Uricanul s-a întâmplat la fel și până la urmă a ieșit bine în două dintre cele trei jocuri. Dacă echipa de la Lupeni este o echipă relativ tânără, înființată în 2011, atunci când a și jucat în Liga 5, în schimb, hațeganii s-au înființat în 1956. Ea a avut chiar și prezență în Liga 1, scuzați-mă, în Liga 3, în Divizia C. Și când spun asta, mă gândesc că prima dată în campionatul 1987-88, atunci când hațeganii, tenând pe locul 1 în campionatul județului Hunedoara, în urma jocului de baraj, a reușit 2-0 și 0-1 cu CPL Caransebeș, reușind atunci în fața echipei cărășene promovarea printr-o victorie la un gol în plus reușită în partida de la Ațeg. A fost prima prezență în divizia C a hațeganilor, 1987-88 a reușit această promovare. Echipa jucând ulterior numai puțin de 4 sezoane în Liga 3, cu un loc 5 în 1990, cea mai bună poziție din istoria Hațegului. Deci locul 5, campionatul 89-90 în divizia C, Liga 3, actuala Liga 3. A mai fost o tentativă de promovare în sezonul 2008-2009, atunci la Zlatna,
tot într-un meci de baraj, 0-2 cu Voința Sibiu, dar se va înscrie în Liga 3, după care însă se va retrage la sfârșitul turului 2009-2010, deci practic echipa nu a jucat decât în toamnă, apoi renunțând. Antrenorul Dan Voicu a sesizat un pic nonșalanța cu care joacă echipa sa, ieșind acolo la rampă, mai vocal, încercând să mobilizeze puțin echipa Lupenului, care, desigur, la 1-0 nu se poate considera învingătoare. E adevărat că nici retezatul nu dă cine știe ce replică, însă, repet, 1-0 încă nu poate fi socotit un scor liniștitor. Lovitură de colț, Harangozo 2. De pe partea dreaptă, din direcția de atac a țăganilor, asemenea înălțime, vine acolo Ciorâia. Harangozo 2 nu poate, a tras în blocajul lui Poenar și din nou out în favoarea formației hațegane, scuzați-mă, Lupenene, echipa în roșu, reamintesc, de la Lupen, cea în albastru este echipa gazdă. Out Lupenul cu toată echipa în jumătatea de teren a formației de la Hațeg, foarte bună centrare, a ratat intercepția portarul Crișan, dar nici atacul Lupenului nu a fost pe fază, a câștigat doar un singur out pe care îl va executa Alexandru Harangozo. Andrei Crișan vine la primire, vine și Soare, dar balonul până la urmă ajunge spre Alexandru Coșocaru. Alexandru Coșocaru a schimbat până la Curtean, Dumitrescu cu multă eleganță, Marian Filip, nimic nu iese până în acest moment lui Filip. Crișan aleargă după minge și probabil va fi un out în minutul 25 al partidei. Retezatul Hațeg Hercules Lupeni 0-1. Vă reamintesc, Remus Moldovan, minutul 10 a punctat, Harangozo 1 nu poate prinde mingea câștigată de Rafa, din nou Rafa la balon, la Slău, care trimite de la jumătatea terenului Cosmin Crișan. Vă dați seama ce concept de echipă gazdă. Deja hațeganii și-au trimis doi jucători la încălzire. Iată, a încercat Ciorei, numărul 9 din echipa gazdă, dar portarul Morar mai rapid. O minge aruncată spre Moldovan, luptă cu Rafa, Poenar, scuzați-mă, și din nou fundașii hațegani s-au descurcat la această fază. Vorbeam de golgeterii celor două echipe, vă amintesc și faptul că la nivelul Ligii a 4, înainte cu 3 etape de final, Pribac de la Cetate Deva, fostul jucător al Hațegului, conduce cu 17 goluri, fiind urmat de Alexandru Constantin de la Aurul Certej, are 12 goluri, iar pe locul 3 Adrian Pepenar de la Șoimul Băița cu 9 goluri. O distanță mare între Pribac, 17 goluri, și Pepenar, 9 goluri. Harangozo 2 trage pe jos, respingă fundașii de la Hațeg. A încercat să câștige acolo Susan, un duel, unul din supraviețuitori echipe de anul trecut, Daniel Susan, și unul din cei trei marcatori în acest campionat pentru Hațeg. Schimbare la echipa Petrean, am impresia că intră. Da, a ieșit Susan și a intrat Petrean în minutul 27. Petrea, Sergiu Petrea. Din minutul 27, așadar, Sergiu Petrea în echipa gazdă în locul lui Daniel Susan, care se pare că este accidentat. Moldovan, unul Filip, a venit bine la recuperare. Ciorâia. De exact în piciorul lui Dolan. Harangozo 1.
moldovan, Andrei Crișan. Andrei Crișan încearcă o bicicletă acolo. Alexandru Harangozo, Cojocaru, a descurcat bine. A văzut o culoar liberă, a trimis spre Harangozo 2, a largă Ciorâia după balon. O centrare moldovan, a încercat dintr-o bucată, însă s-a lovit de piciorul unui vânăț. Iată că portarul Cosmin Crișan nu riscă nimic. Cojocaru. Filip. Este un jucător accidentat în careul echipei de la... Trebuie spus așa ca un detaliu de coloratură că de-a lungul anilor Hațegul a avut multe figuri interesante regimentate ca pe banca de antrenori. Fără îndoială, unul dintre aceștia a fost Mache Vizitiu, cel care în ediția 1987-88 a contribuit la promovarea echipei în tur, pentru că în retur un alt jucător al Giului, Cornel Sărăgean, s-a ocupat de echipă. Cornel Sărăgean, care a antrenat în continuare și în 89-90, returul găsindu-l pe Mitică Marcu pe banca echipei de la Hațeg. Mache Vizitiu a mai apărat și în campionatul 1991-1992, pe vremea când sponsori erau celebrele fabrici de produse alimentare de aici, fabrica de bere, fabrica de abatorul Hațeg. De altfel, echipa de la Hațeg a și purtat numele de abatorul într-o perioadă mai veche a sa, undeva în anii 70, când s-a mai numit și Autotransport sau Avântul. În timp de 10 ani s-a numit Avântul Hațeg, între 1977 și 87, atunci când echipa era sponsorizată de fabrica de mobilă de la Nalați. Apoi a fost preluată de fabrica de bere și cea de mezeluri, pentru ca după 1996 de echipă să se ocupe diferiți sponsori locali, alături de principalul sponsor, care este și acum primăria și consiliul local al orașului. Crișan, portarul Crișan reține balonul din fața lui Soare. Rafa la balon în acest moment, fundașul dreapta la țeganilor, o degajare lungă. Acolo ajunge Marius Dumitrescu în luptă cu Ardelean. Și până la urmă un fault în atac semnalat de pe arbitru de linie. Din nou cei de la Lupeni încearcă să iese din apărare. Alexandru Cojocaru, Curtean, Ciorâia. Bună, foarte bine l-a găsit. Nu. Până la urmă mingea a luat o altă traiectorie. Cosmin Crișan, portarul de la Hațeg, a rezolvat această minge și încă o dată remarc, cred că este una din cele mai bune, cel puțin în ceea ce privește condițiile atmosferice, transmisiuni pe care le-am efectuat la acest nivel de anot. Iată pericol acolo. A tras Danciu și corner. Spuneam, la mijloc de noiembrie, un cer absolut senin. Lovitură de colț de pe partea stângă. Să vedem execuție înaltă, dar până la urmă Hercules Lupen iese cu bine din această fază. Rele Moldovan izolat aici în atac, intervine bine Rafa, nu, Dăncescu a fost, nu Rafa. Filip. Angajare bună spre Andrei Harangozo, însă
Este talonat acolo de Dolan. Și Andrei Crișan. Cap Curtean. Iată că se joacă numai cu mingea aeriene de secunde bune și până la urmă arbitrul a indicat acolo un fault. Filip Alexandru Harangozo. S-au descurcat bine acolo apărătorii ațegani. Dăncesc. Marius Dumitrescu. Bine, l-a văzut pe Harangozo, dar la slow și până la urmă portarul Cosmin Crișan rezolvă. Deci Alexandru Harangozo. O lovitură perpendiculară, aproximativ perpendiculară, 30 și ceva de metri, 32 de metri. Vor executa cei de la Lupeni. Cred că Alexandru Harangozo va fi executantul acestei lovituri. Arbitrul Anca numără cei 9 metri regulamentari și cam pe acolo ar trebui să se amplaseze zidul. Să vedem ce va ieși din această lovitură liberă din minutul 35 la scorul de 1-0 pentru Hercules Lupeni. A tras Dumitrescu, însă balonul s-a lovit de Danciu. Harangozo 2, Harangozo 2. Gică Crișan. Crișan, care spuneam anul trecut a jucat la Hațeg. Curtean. Ciorâia. Alexandru Cojocaru. Cojocaru. Bun stopul lui Ciorei. Alergă la slău după balon și în cele din urmă out sau fault, să vedem ce a dictat. Da, un out în favoarea formației Lupenene, minutul 36. Centrare în care respinge cu pumnul Cosmin Crișan până la Andrei Crișan. Interesant șutul fundașului lupenean, dar până la urmă câțiva centimetri buni pe lângă butul din dreapta lui Cosmin Crișan, șutul lui Andrei Crișan. Iată o degajare lungă dincolo de jumătatea de teren. Filip Crișan. Crișan, bine, s-a descurcat Andrei Crișan, să vedem dacă va rezista. A încercat prin alunecare Rafa, dar doar un out. Crișan, Soare. Foarte tehnic acest Soare, Soare, a ieșit cam totul până acum. Și ce centrare bună, însă din fața lui Remus Moldovan, portarul Cosmin Crișan are o intervenție foarte bună. La fel de bine se descurcă și apărarea de la Hațe, care reușește să scoată mingea de acolo. Ciorei controlează balonul, Ciorei în continuare la minge, faultat discret, așa este, din spate, corectă decizia lui Anca. N-aș putea spune că retezatul Hațeg pare ca o victimă sigură, privind diferența de cifre, dacă vreți, din clasamentul Ligii a 4-a Hunedoreane. Ba, din potrivă, hațeganii reușesc să dea o replică destul de bună echipe de la Lupeni, care, într-adevăr, și-a creat mai multe ocazii, dar tratate câteva faze superficial, de unde și rezultatul în acest moment de doar 1-0 pentru echipa de la Hațeg. Andrei Crișan, Alexandru Harangozo, capitanul echipei de la Lupeni. Nu știu câta centrare și niciodată mingile nu ajung unde trebuie. Foarte bine a tras. Ce bară. Foarte frumos șutul lui Moldovan.
suntem până la capitolul ocazii, faza din minutul 38. Frumos a descurcat acolo atacantul Ciorei, mi se pare unul din cei mai activi jucători ai hațeganilor, acest Ciorei. Și obține o lovitură liberă de la mare distanță. Va executa Dăncesc. Distanță mare, totuși Dăncesc execută, bine executat cu pământul, foarte interesantă execuția al lui Dăncesc, dar Dorin Morar este conectat și prinde fără probleme. Minge aeriană câștigată deocamdată de Harangozon, fault comis asupra lui Dăncesc. Dăncesc și Ciorei, mi se pare până acum cei mai activi jucători ai Hațegului. Cred că offside, este offside, indică arbitrul. O degajare acum. 5 minute mai sunt din această primă repriză. Anca a degajat, Anca a furat și jucătorii de la Lupeni au degajat. Harangozo 2, Soare trece bine de la Slău. Nu, în continuare luptă între Moldovan și la Slău. Un șut centrare și iese bine Cosmin Danciu, care a început, Cosmin Crișan, scuzați-mă, care a început să dea încredere echipei sale. Andrei Crișan alargă după balon. El se află acum la minge, este atacat de Ardelean. Alexandru Cojocaru a încercat prin cei doi jucători aia cât pe ce să se lovească. Harangozo 1. Greșit, a trimis balonul printre. Dar în cele din urmă Ciorui a venit în spate și l-a recuperat. Foarte bine s-a descurcat Harangozo 2. Balon ciupit și cred că s-a dat fault. Un joc extrem de fair play până în acest moment, fără probleme, fără să ridice probleme de arbitraj sau de altă natură. Andrei Harangozo în careu. Și iată o altă fază fixă, nereușită de Lupenen, de unde a ieșit un contraatac, așa cum remarca și Dan Voicu de pe bancă. Marius Dumitrescu cu Adrian Soare. Dumitrescu. Harangozo 1. Cu Jocaru. Filip. Din nou cu Jocaru. L-a angajat pe Ciorâia, care trebuie să facă o cursă de vreo 30 de metri pentru a ajunge acest balon, în poziția căruia intră Danciu. Iată ce lumânare a trimis acolo Dumitrescu, Curtean, Ciorâia și un fanion ridicat de pe partea opusă de Claudiu Doarvaș, care indică o poziție de offside al Openenilor. Arbitrul a arătat 2 minute de prelungire. Lupenenii au început foarte bine în primul sfert de oră, când au avut 3 ocazii și un gol.
după care meciul s-a echilibrat. Chiar dacă echipa de la Hațeg nu a părut cea mai, iată și acum o centrare neglijentă a lui Dăncesc, chiar dacă echipa nu a părut neapărat extrem de periculoasă sau de impetuoasă, dar a pus câteva probleme. Să vedem acum Moldovan, nu se poate, formidabil, cu poarta, cu portarul, singur cu portarul. Ce ocazie, Moldovan! Neglijent jocul lui Moldovan astăzi. Și pauză la 1-0 pentru Hercules Lupeni. Start în repriza a doua, stimați telespectatori. Așadar, după 45 de minute, oaspeții Hercules Lupeni conduc aici la retezatul Hațeg cu 1-0. Gol Remus Moldovan reușit în minutul 10, așa cum spuneam, dintr-o frumoasă acțiune frontală. A pătruns de la aproximativ 20 de metri, s-a dus prin dribling și a tras fără, cu multă siguranță în gol. O primă repriză cu un prim sfert de oră bun al Lupeniului, apoi după gol imediat echipa a cedat oarecum terenul și permisând mai modeste, să spunem, echipa de la Hațeg să echilibreze și să își creeze și ea câteva faze, fără să fie periculos faze de poarte sau ceva de acest gen. Cert este că poate să retezatul Hațeg să consideră ca o performanță acest rezultat de 0-1, doar 0-1 la pauză. Iată din nou Hațegani în atac. Centrare, respinge Marius Dumitrescu și vor repune jucătorii Lupenen, cred că. Nu, și de la Hațeg o pune prin jucătorul numărul 80, fundașul dreapta Rafa, unul din cei mai activi jucători, iată pătrundere periculoasă a jucătorului cu numărul 5, Sterp, care văd că a intrat în teren după pauză. O să încerc să-mi dau seama pe cine l-a locuit Sterp. Din nou încearcă Hațegani să un contraatac foarte bine. Cioroi a ratat intercepția largă după balon. Danciu pe partea stângă, o centrare, vine din spate și Hens, așa este, optarul echipei Hațegane a preluat cu mâna balonul, a sesizat de arbitrul întâlnirii. Da, este o schimbare. Nu, Poenar nu se mai află în teren. A intrat în locul numărul 5, Sterp, a doua modificare făcută în echipa Hațegului. Un an, în 27, când Petre l-a înlocuit pe Susan. Iar acum va fi o lovitură liberă de la mare distanță, de la jumătății de teren, înspre poarta lui Dorin Morar. Hațegul a început mai ofensiv. Se află în atac de vreo 3 minute. Se pare că și-au dat seama că dacă pot forța, dacă iată un fault, așa este, și tot mai aproape de poarta lui Dorin Morar, atacanții Hațegului. Distanță destul de mare. Lovitură liberă cu zid. A încercat o lovitură, însă mingea s-a lovit de zidul de la Lupeni. Cioroi acum luptă cu Ardelean și lovitură de colț, am spus, deci Hațegani se apropie tot mai mult de poarta lui Morar. Lovitură de colț de pe partea stângă din direcția de atac a celor de la Hațeg. A executat o notă în care cap. A încercat Ciorei cu capul și fault în atac.
Deși cel care a țipat a fost atacantul Hațegan, arbitrul Anca a dat lovitură în favoarea formației din Lupeni. Vă reamintesc pentru cei care v-ați conectat mai târziu pe acest meci. Retezatul Hațeg joacă în echipament albastru Blemaren, în timp ce formația de la Lupeni are echipamentul roșu complet. Încearcă cei de la Lupeni să iese. N-au reușit să treacă în această repriză de jumătatea terenului. Se apropie de... Iată-o offside, offside la Ardelean. Nu, rămân în continuare la ideea că încă nu sunt conectați la joc cei de la Lupeni. Asta în continuare, în raport, v-am spus, cu diferența de valoare dintre cele două echipe. Din nou, în sfârșit, Curtean încearcă acum de unul singur o acțiune pe partea stângă foarte bine, însă decis a intervenit la slău. Preluare Hațegană, Ciorâie acolo, angajare, a fost o angajare către Ciorei, dar a respins Curtean. Iese bine din atac Pițigoi. Pițigoi a încercat o angajare, însă o infracțiune acolo. Iată contraatac și să vedem. Vedem decizia lui Anca, nu a fost fault, corect. Cosmin Crișan a ieșit bine la minge, a avut doar o ciocnire acolo cu atacantul Lupenean, de fapt cu Remus Moldovan. Și până la urmă faza și-a continuat cursul firesc. Frumoasă acolo intervenția lui Cojocaru, Soare, și intervenție bună apărării de la Hațeg. Lupta aeriană acolo pentru balon. Angajament Rere Moldovan încearcă, însă Cosmin Crișan, care n-a apărat rău deloc în această partidă. Să vedem acum ce se întâmplă. Curtean, riscant, trimiteți pe Dorin Murar. Se joacă cu focul echipa de la Lupeni în aceste momente. Harangozo 2. Angajare la Remus Moldovan. Intervenția lui Pițigoi, un jucător adus de la Sfântă Maria Orlea, dacă nu mă înșel, unde a evoluat anul trecut. Și la Râul de Mor a evoluat, iată-l pe Pițigoi. Și de data asta Filip abuzează de dribling-uri și evident că nu se poate face mare lucru. Centrare și Cosmin Crișan apără. Vă reține. Cine? Crișan, portar de la Răchitova. Ambetul. Eu câștigat anul. Da, un spectator din tribună, cunoscător în fenomenul local, îmi spune că portarul echipei Crișan de la echipa din Hațeg a fost campionul Ligii a 5-a, seria a 2-a, seria 1-a anul trecut, la Unirea General Bertlo. Echipa campionă în titlu a Ligii a 5-a. Apropo, în acest tur, să știe, cetate Răchitova este campioana de toamnă. Este o eternă rivalitate între cele două localități apropiate, General Bertlo și care joacă la Tuștea meciurile și echipa din Răchitova care joacă la Ciula Mare. Mulți jucători de la Liga 5 au venit la Hațeg. Vă spuneam de Pițigoi, am aflat acum că și Cosmin Crișan a evoluat în Liga 5. Se pare că antrenorul Nelu Gavriluț i-a adus de pe unde a putut ca să facă cât de cât. Îmi spunea înainte de meci că reușește să prindă două antrenamente pe săptămână cu ambele echipe de seniori și juniori. Și în general el și-a recunoscut cu sportivitate înfrângerile din acest campionat, dar, repet, din punctul meu de vedere, din ceea ce am văzut până acum, 10 minute, 55 de minute scurse din această partidă,
pot spune că retezatul Hațeg nu este chiar o victimă sigură. Din nou Hațegani, acum pentru Lupeni este puțin mai rău, joacă cu soarele în față în această repriză. Parcă s-a mai echilibrat de un minut, două. Repriza Filip, soare, Filip. Angajare pe partea stângă pentru Danciu. Danciu încearcă să treacă de Cioruia, dar s-a folosit și de mână, așa este. Și Florina Anca a penalizat infracțiunea. Marian Filip. Arangozo 2. La Slău. A respins Sterp. Sterp din nou la balon. Tete în spate. Schimb de baloane între linia mediană și cea de apărare a echipei albastru Blămaren, retezatul Hațeg. Moldovan foarte bine l-a văzut pe partea dreaptă pe Adi Soare. Adi Soare va încerca o centrare cu piciorul drept, reușește, dar Cosmin Crișan continuă să dea aceeași siguranță ca ultim apărător între buturile echipei retezatul Hațeg. Începe o nouă construcție a hațeganilor pe partea dreaptă, cap a lui Dumitrescu. Filip a încercat spre Remus Moldovan. Și offside la Harangozo, am impresia. Da, așa este. Mai mult curaj a prins echipa țegană, este evident acest lucru. Aproape, ne apropiem de minutul 60. 1-0 în continuare pentru Hercules Lupeni. Deși, sincer, după ce s-a deschis scorul în minutul 10, mă așteptam la o cavalcadă de goluri și de atacuri zdrobitoare, însă nu a fost chiar așa. V-am spus, în ultima jumătate de oră s-a jucat de la egal la egal. Cu acele, sigur, ocazii ale Lupeniului, care însă nu au putut fi fructificate de către Remus Moldovan, cel care a ratat și minutul 13, și minutul 15, și în 38, și în 45. Marius Dumitrescu. Îndecajare bună. Offside. Nu, din nou surprins în offside atacul Lupeniului. Îndecajare. Și ce ocazie uriașă în minutul 60. Iată una din marile ocazii ale acestui joc. Cred că Danciu este cel care a ratat. Da, Jurmoni. Danciu este cu 8.
Petre a avut o mare ocazie. Ce ocazie a avut Petre, cel care a intrat minutul 27 în locul lui Susan. Vă reamintesc că țiganii au făcut două modificări, cea despre care spuneam Adion, Sterp la pauză în locul lui Poenar. Harangos 2. Dumitrescu. Ciorâia. Și iată micuțul Dolan, unul dintre cei mai mici jucători de pe teren, fundașul stânga al Hațegului, va repune out. Harangos 2. Filip bine a preluat. Nu ies pasele. Lui Filip nu ies pasele așa cum nu ieșeau seara lui Mihai Pintili la meciul cu Irlanda de Nord. Dezolant de goală tribuna, o să am curiozitatea să numără spectatorii. 50, da. Sub 50 de spectatori, aici incluzând și juniorii de la Lupeni, aflați printre ei, deci în jur de 30 de spectatori astăzi la meci. Cred că este un record în ceea ce privește asistența la un meci în această toamnă. Deci, iată, interes major, între ghilimele, pentru fotbal în țara Hațegului, cu 30 de spectatori în tribună. Mă gândesc că dacă acest meci ar fi fost cu intrare, cu 5 lei intrarea, erau 4 spectatori. Da, trebuie reținut că la Petroșani se intră la divizia a 4-a cu 5 lei intrarea și vin câteva sute. Filip. Și extraordinar. Ce ocazie. Iată că razant soare cu capul. Dar în continuare echipa de la Lupeni îmi lasă impresia că tratează destul de lejer partida și în curând se va gândi serios să-și concentreze atenția pe păstrarea, pe conservarea acestui rezultat, dacă iată că nu iese nimic, deși au avut totuși 5 ocazii, nu trebuie nici acest aspect neglijat și doar un singur gol. Harangos 2. Ciorâia. Intervenție bună apărării de la, iată-l pe Alexandru Cojocaru. Ce frumoasă fază din întoarce, superbă șutul lui Cojocaru. Din nou bară, a doua bară pentru oaspeți în acest meci. A doua transversală, după cea lui Remus Moldovan, de minutul 38, acum minutul 63, Alexandru Cojocaru, care a avut a șasea ocazie pentru echipa de la Lupeni în acest meci. Și asta în condițiile în care, repet, nu a fost o dominare netă. Dar de câteva momente lupenenii au cam preluat inițiativa și probabil că... Iată un contraatac. Petrea, Sergiu Petrea.
Cioruia. Când am intrat în Liga 4, el a fost golgeter și am avut și la golgeter, tot golgeter, în anul ăla. Atunci am terminat pe 6. Scapă moldovan și iată, exact la fel ca și în prima repriză, o acțiune personală, formidabilă. Sergiu Petra este cel acuzat de colegi. Ațiganii își reproșează, dar acțiune frumoasă a lui Moldovan, care rămâne omul meciului pentru că și-a avut multe ocazii. Multe. 4 ocazii au avut cei de la avut Moldovan. E, acum, din minutul 64, scorul devenind 2-0, poate că Lupen îl va juca mai liniștit și cu siguranță va fi mai greu pentru cei de la Hasek. Intervine portarul Dorin Morar. Filip. S-a văzut tehnica lui Remus Moldovan și experiența lui în ambele faze de la gol, atât la golul 1 cât și la golul 2. S-a dus cu multă siguranță și atunci când are culoar și posibilitatea de a fructifica, greu mai poate fi oprit decât e doar dacă acesta ratează. Florin Anca dictează un fault în favoarea lupenenilor. Echipa de la Lupene a preluat inițiativa de minute bune. Filip. Nu, mijlocaș cu numărul 10. Cojocaru. Mijlocaș la construcție, nu defensiv. Mijlocaș central. Minutul 65, Dan Voicu trece la... Prima schimbare, iese Remus Moldovan, Maurul și-a făcut datoria. Nu, iese Filip. Și intră, cred că Burs... Nu. Cine... Și la Hasek se face o schimbare. Și a intrat. Exact. A treia schimbare făcută și la Hasek în minutul 65. Fundașul dreapta, Rafa, iese, intră Mitucă. Așadar, două schimbare, trei în total pentru Gazde, una pentru Aspeți. Soare, Marius Pop. Noul intrat a avut primul contact cu balonul, s-a înțeles bine cu mai experimentatul Soare. Iată-l pe simpaticul Dolan. Un cop, cred că are un metru, ceva, 40-50, puștiu, Dolan. Ca un pitic. Foarte bine s-a descurcat acest copil. Iată-l pe Dolan, a exagerat. Se află în luptă doi băieți de 16 ani, cred că acum, față în față. Marius Pop de la Oaspeți și Dolan de la Gazde. Cioruia. Marius Pop. Cioruia spre Moldovan. Bine, copilul la școală. Asta cu doi are aprozare. Asta e cel mai bătut în echipă. Cioruia. Nu. Cojocaru. Harangozo. 1. Apărătorii de la
Hatzeg au lămurit această fază. Ritmul destul de alert este în aceste momente. Hercules Lupen parcă s-a mai înviorat după 2-0. Dumitrescu frumos. Iată că fotbaliștii de la Lupen au început să cam joace nota cu care eram obișnuiți la ultimele partide, la partidele din acest tur de campionat. E în grafic treaba până acum, oricum. 24 de goluri au marcat lupenenii în acest campionat. Iată că au respins cei de la Hatzeg și în continuare Hercules Lupeni pe faza ofensivă. Și o lovitură de colț de pe partea stângă în direcția de atac a celor de la Lupeni. O concentrare masivă de jucători a ambelor echipe în preajma careului mare. Colț a ratat portarul, intercepția, cap și un șut frumos din întoarcere. Curtean, cred că a fost. Am revăzut așa, am avut un deja vu a golului lui Paul Papp din meciul România-Irlanda de Nord. Fac tot timpul, încă ne este foarte viu în memorie, să zic așa, partida dintre România și Irlanda de Nord. Dumitrescu acolo protejează și trimite ușor spre Dorin Morar, care la 19 ani deja are ceva experiență de vreo 2 ani. Încearcă Hatzeganii printr-o acțiune, dar șutul lui Ciorei pe lângă poartă. Portarul Morar va degaja. Ne apropiem de ultimul sfert de oră al partidei. Soare. Și iată șut pe lângă poartă, dar se semnalizase, cred că o poziție de offside acolo. Ca de obicei, pe marginea terenului, antrenorul de la Lupen, Dan Voicu, mereu are de reproșat ceva în sens constructiv jucătorilor săi pentru a-i menține în priză și așa el a sesizat că în prima repriză după 1-0 echipa a jucat în viteza a doua, de data asta în repriza întâi, în repriza a doua iată că se joacă altfel. Din nou periculos contraatac lupenean, dar iese Cosmin Crișan din poartă și fault. Paul Ciorâia. Dolan din nou. Foarte bun acest Dolan în repriză. Iată din nou, i-a reușit un dribling, însă al doilea n-a mai mers. Deajare lungă Dumitrescu spre soare. Eu cred că retezatul Hatzeg și-ar dori foarte mult să scape de acest ultim loc din clasament. Un loc care cu siguranță nu-i face cinste în palmaresul. Iată, scapă moldovan, dar șut slab. Ciorea. Pop. Jocaru l-a găsit, l-a văzut liber pe Adrian Soare în față.
Însă o minge mult prea lungă și balonul nu mai este ajuns nici de el, nici de jucătorul cu numărul 10, Dăncesc, din echipa Retezatul Hațec, care a epuizat toate schimbările, practic avea 3 rezerve ca jucător de câmp și pe portarul Furdui, asta evident în caz de forță majoră. Din nou micuțul Dolan cu o degajare bună, însă stop pe piept Marius Dumitrescu, Arangozo 2, Marius Pop, offside clar, mult, mare de tot. Cu 14 ani, cam așa, 14-15 ani. Poți să fie tată. Dacă îl vezi de la distanță. Degajarea apărării de la Hațeg. Dumitrescu. Sunt foarte interesante duelurile între cei mai mici jucători de pe teren, Cioroia de la Oaspeț și Dolan de la Gazde, care se și află în aceeași linie. Unul este fundaș dreapta, celălalt fundaș stânga. Dar diferența între ei este de vreo 20 de ani. Și Soare trimite pe lângă poartă. Minutul 75. Soare razant, este și schimbat. În minutul 76 cu... Nu dau seama cine intră, cred că Gârda. Gârda din minutul 76. A doua schimbare făcută la de Dan Voicu pentru Hercules Lupeni. Și este, nu este. Iată, am să număr imediat ocaziile Lupeniului. Dar probabil că Arangozo 1, ce ocazie! Nouă ocazii a avut echipa de la Lupeni în acest meci. Până în acest moment, Soare a deschis seria ratărilor, minutul 6, Arangozo acum în minutul 77. 9 ocazii, plus 2 goluri. Putem spune că Lupeniul a jucat una peste alta ofensiv, oricum mult mai ofensiv în repriza a doua. Din nou încearcă cei de la Hațec să mai echilibreze din situație, însă este totuși destul de greu. Ce bună centrarea, însă a ieșit la fel de inspirat Cosmin Crișan la marginea carelui, portarul de la Hațec, care culege acest balon din fața atacanților lupeneni și o degajare. Cap al lui Crișan. Gârda a arătat o intercepție, a fost mai rapid decât era apărătorul de la Hațeg. Cioruia.
O centrare, însă tot portarul Cosmin Crișan este cel care culege balonul din fața lui Gârda. 10 minute încă din această partidă. Este 2-0 pentru Hercules Lupeni. Echipa de la Hatec păcătuiește, de fapt n-a avut nicio ocazie, dacă ne gândim bine, una singură, a lui Petre, atunci în minutul 60, când a ratat de la 5 metri. Dar iarăși Moldovan scapă exact în aceeași postură, direct la minge portarul Crișan. Spuneam că Hatecul rămâne în continuare, pătimește la capitolul reușite în atac, rămâne în continuare după, iată, după 13 etape, astăzi este a 13 etapă, rămâne cu doar 3 goluri marcate. Asta înseamnă aproape un gol la 4 meciuri și ceva. Ca dovadă că la capitolul atac lucrurile stau destul de rău. Din nou simpaticul Dolan. În general, mingile trimise de Dolan au avut adresa astăzi. Și Dan Voicu, da, l-ar mai avea pe Bursuc. Cred că este Harangozo 2, am impresia, dar a și ieșit pe partea noastră. Deci din minutul 80... Bursuc. A treia și probabil ultima înlocuire făcută și de Dan Voicu, pentru că și el, al patrulea jucător, este un nume nou, Cioi Nigel, un portar de la juniori. Al doilea de la juniori. Da. Vă reamintesc că la juniori Hercules a învins cu 4-2 astăzi, deși a fost condusă cu 2-1 multă vreme. Cosmin Danciu Dolan. Dolan pierde în fața lui Moldovan Gârda și până la urmă duel Moldovan Pițigoi câștigat până la urmă de atacul Lupenului. Lovitor de colț de pe partea dreaptă. 6 minute, 7 poate, din această repriză, secundă din meci. 2-0, Lupenul conduce, Moldovan de două ori. A venit din nou Dumitrescu din apărare. A încercat așa cum a marcat la meciul de la Universitatea Petroșani, când a deschis scorul cu lovitură de cap în prima repriză. Însă, de data asta, mingea a văzut și dumneavoastră ce traiectorie a luat. Rămân în continuare la ideea că am asistat la o partidă plăcută, în care vremea a jucat un rol extrem de important, un timp foarte frumos, la mijloc de noiembrie. Dumitrescu, offside la Pop. În continuare, Hațegani încearcă să iese din apărare, ei își dau seama că în puținul timp rămas, 4-5 minute, nu s-ar mai putea face, întoarce soarta meciului cu Urtean. Urtean, Cioruia. Dolan. Foarte frumos a întors balonul Dolan. Și
în ultimă. Dumitrescu nu minge ieșise în afară terenului de joc, deci o lovitură de out în favoarea formației de la Hațeg. Pițigoi. Fost cândva junior la Jiu în urmă cu mulți ani. Offside la Gârda. Fost. Mare de tot. Marius Pițigoi. Un contact acolo destul de dur între Cioruia și Sterp, am impresia că a fost. Sperăm că a fost doar spaima mai mare. Da, până la urmă Cioruia și-a revenit și lucrurile vor reintra normal. Curtean, Dumitrescu, Crișan, Moldovan, a încercat o suită de dribling-uri, însă nu i-a reușit. Probabil că Hațeganii și-ar dori mult să înscrie și ei un gol. Ar fi al patrulea în acest campionat. Unul din cele mai slabe campionate reușite de retezatul Hațeg în istoria sa de 58 de ani. Și din acest moment timpul se măsoară mai mult în secunde, 2 minute din timpul regulamentar de joc. Și portarul Cosmin Crișan, fără probleme, a reținut balonul din fața lui Bursuc. Evident că după acest joc, Hercules Lupen rămâne în continuare lider, 30 de puncte va avea, indiferent de ceea ce a făcut astăzi Cetate Deva cu Aurul Certej. Fault! Cojocaru. Cinciul a faultat pe cinci, adică Alexandru Cojocaru fault la Sterp. O centrare. Dorin Morar nu s-a mai întâlnit de multă vreme cu balonul. A trimis înspre Cioruia. Bursuc. Nu, a fost Marius Pop, a trimis spre Bursuc. Și Bursuc în luptă cu Dolan. Până la urmă, lovitură liberă în favoarea lupenenilor. Cioruia de pe partea dreaptă, scurt, până la Bursuc. O luptă acolo de 2 contra 2. Până la urmă se pare că Hațeganii au reușit să scoată acest doar. Și ei fac uz de dribbling. Gârda a fost acolo la care toate rezervele lupenului au lucrat. Bursuc, Gârda, Marius Pop. Crișan, Andrei Crișan. Andrei Crișan în continuare controlează balonul. Au recuperat Dăncesc. După ceasul meu
Da, în acest moment final, retezatul Hercules 0-2, nu mai bine.